Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători, și bine ne regăsim aici la Radio Terra Nova în cadrul emisiunii Jurnal Autentic. Eu sunt Simona Stănuleț și astăzi o am alături de mine pe Patricia Huț. Patricia, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte frumos, Simona, dragă, pentru invitație. Patricia este de profesie farmacist, dar este un terapeut holistic foarte bun în terapia florală Bach. Pentru asta ne-am întâlnit astăzi, ca să discutăm despre această terapie și nu numai. Patricia, ce este această terapie? La ce ne ajută? Ce valoare poate aduce în viața oamenilor și ce impact are această terapie asupra noastră? Um, doctorul Bach, spunea că boala trupului nu este nimic altceva decât lipsa armoniei dintre suflet și minte. Adevărata cauză din spatele bolii este cea care are importanța cea mai mare, adică starea mentală a omului, nu starea trupului său. Terapia florală Bach este o călătorie care ne transformă, ne ajută să ne dezvoltăm, ființa, să evoluăm și în timp să devenim cea mai bună versiune a noastră. Această terapie restabilește pacea și armonia în interior pentru ca noi să ne simțim mai fericiți și să devenim mai sănătoși. La începutul anilor 30, doctorul Edward Bach, medic și bacteriolog britanic, a conceput acest sistem de tratament simplu și natural. A pregătit 38 de remedii preparate din flori. Care acționează asupra emoțiilor și asupra personalității, restabilind echilibrul interior al persoanei într-un mod subtil și simplu. Remediile, practic, ne eliberează de măști și tipare comportamentale limitative și aduc o stare de pace, de bucurie, de prezență. Am putea spune chiar că alchimizează emoțiile. Resentimentele se transformă în iertare oboseala în vitalitate, critica în toleranță, frica în siguranță, timiditatea în curaj, disperarea în speranță. Așadar, terapia florală Bach este o metodă simplă și naturală de reechilibrare emoțională și mentală, ce stimulează capacitatea și resursele proprii corpului de a se vindeca. Însuși, doctor Bach afirma că terapia florală tratează pacientul și nu boala. Cu toți avem uneori momente în care ne simțim afectați emoțional, în care intrăm în panică sau în care nu avem încredere în noi, sau poate simțim că nu gestionăm suficient stările negative. Toate acestea ne împiedică să trăim viața frumos și cu bucurie. Dar sunt în același timp semne că ne-am abătut cumva din drumul către echilibrul interior, către starea noastră de bine. O soluție care să ne ajute să ne regăsim poate fi o combinație personalizată de remedii Bach. Eu am ales să promovez și să folosesc terapia florală, și din câteva considerente practice. Modul de administrare al remediilor este unul simplu și flexibil. Nu sunt restricții alimentare, nu trebuie respectate ore fixe. Remediile sunt complet sigure pentru toți membrii familiei încă din primele zile de viață. Nu generează reacții de dependență, nici efecte adverse, și nu există riscul de supradoză. În plus, se pot adăuga în orice schemă terapeutică a unui pacient cronic. Și ce îmi place foarte mult, că nu funcționează prin efect placebo. Pentru că au efect aceste remedii și asupra animalelor, a plantelor și la bebeluși din primele zile de viață. Deci, efectul placebo este chiar exclus. Cum ai descoperit această terapie? Cum a venit spre tine? Um, inițial. Um, am testat-o pe propriul corp, ca să zic așa, pentru că eram într-o perioadă în care îmi căutam cumva calea. Și am apucat să citesc despre această terapie, de fapt despre unul din cele 38 de remedii, uh, care are efect exact pe această situație, în care îți cauți drumul, nu știi în ce direcție să o iei, pe ce să te focusezi, și așa am început să folosesc remediile. Prima dată pe mine, apoi și cei din familie au urmat cu vrere sau fără vrere să le folosească. Și pentru că ai văzut beneficiile, ai început să dai și mai departe spre alți oameni? Da, 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 am, am hotărât să și învăț despre aceste remedii și să le pot uh, aplica în. Uh, în continuare, și asupra celor care sunt cumva în situații emoționale dificile și nu găsesc o ieșire. Pentru că remediile florale Bach aduc armonie și echilibru interior um, pentru a ne găsi, de fapt, cea mai bună versiunea noastră, cum am spus. În interiorul nostru se află acel sine superior care în măsura în care îi permitem ne protejează, ne ghidează, ne conduce către cel mai mare avantaj al nostru. Acest lucru îl susținea și doctorul Bach în anii 30, când a început să descopere uh, aceste remedii. Pentru a da voie acestui sine să se exprime, este nevoie să dărmăm acele ziduri pe care ni le-am construit în jurul nostru, uh, să interacționăm cu lumea, să comunicăm cu ea, și să oferim din experiența noastră. Remediile florale nu au efect direct asupra simptomelor fizice, dar, prin echilibrarea emoțiilor, ajută întreaga ființă să direcționeze energia în mod eficient către procesele de vindecare. Putem amplifica și susține aceste efecte ale terapiei florale și cu un alt instrument care Mie mi se pare extraordinar, mă refer aici la uh, Access Bars, este o terapie energetică ce acționează la nivel ceva mai profund, tot la fel pentru a debloca emoțiile și convingerile acumulate de-a lungul experienței de viață pe care fiecare o avem. Eu aș vrea să te felicit pentru că, totuși, la bază ești farmacist și ai o pregătire în spate uh, foarte. Clară, clasică, pe care cei care Alex să se pregătească în domeniu um, o urmează cu sfințenie și cu strictețe. Iar tu ți-ai dat voie să mergi și spre aceste terapii care te califică să vorbești în fața oamenilor pentru că reușești să faci foarte ușor paralele între ceea ce oferă farmacia, între ceea ce oferă această terapie. Bach, terapia florală ba, și uite, ai vorbit și despre acces VARS. Ce crezi că din tine te-a chemat spre aceste terapii? Pentru că sunt foarte pu puțini cei din domeniul acesta care se îndreaptă spre terapiile holistice. Da, așa este. Educația pe care o primim în timpul facultății și apoi și în practica din farmacie, Uh, nu promovează partea nici energetică a corpului, nici metodele alternative. Uh, dar, în cei 20 de ani de experiență pe care îi am ca farmacist și din lucrul efectiv cu oamenii, am observat că uneori medicina clasică nu neapărat că este depășită, dar cumva nu reușește să acopere toate nevoile pacienților. Și atunci am început să studiez uh, tot mai mult ce ar mai putea ajuta pe lângă tratamentul alopat. Și așa am ajuns să descoper și să mă focusez cumva pe terapiile mai blânde care cumva țin cont de uh, pacient ca întreg, nu doar ca și un corp sau ca și doar ca un uh, Sistem separat cum este. Acum vedem sistemul digestiv, apoi cardiovascular. Nu, ele toate împreună alcătuiesc al un în întreg, și uh, pentru a avea chiar un efect de vindecare, uh, trebuie să privim omul holistic. Foarte mult mă bucur că ai așa o viziune de ansamblu, și reușești să și o împărtășești. Mi se pare că terapia asta, terapia florală, ba. Se potrivește atât de bine pentru că tu ești așa feminină și ai atât de multe de uh, împărtășit, și așa de frumos te califică să vorbești și să ajuți oamenii îmbinând. Mă gândesc că nu o să excluzi exclu total partea farmaceutică, însă reușești să înțelegi altfel partea aceasta holistică. Uh, da, uh, oricum, medicina clasică și partea farmaceutică de. Uh, Tratamente alopate, ca să le spun așa, în continuare sunt eficiente și oricum nu le exclud, dar mai, mi se par a fi mai potrivite pentru situații care implică o urgență medicală. Dar ca să vorbim așa pe termen lung de un tratament care să trateze o boală cronică, în mod sigur trebuie să asociem și partea sau să ținem cont și de partea energetică a corpului, nu doar de partea fizică. Și atunci aici intervin aceste terapii alternative. Mă bucur mult că ai conștientizat că la baza bolilor, de fapt, stau emoțiile. Da. Și că atunci când reușim să tratăm cauza și efectul, reușește să se. Da, pentru că este foarte important să ajungem la cauză, nu doar să tratăm niște efecte și să devenim un fel de consumatori fideli ai unor tratamente, fără de fapt să ajungem la inima uh, precum foile de ceapă. Uh -huh. Ar trebui să dăm jos câte una, câte una și să ajungem de fapt la esența noastră. Da, ar fi super să reușim asta, ne străduim și uite cu ajutorul tău poate mai ușor o să ne fie. Aș puncta din nou că la bază ești farmacit, farmacistă, însă din dorința de a crea și a produce cât mai natural, a luat naștere un proiect foarte frumos, un proiect de suflet al tău. Numit cuibul naturii. Dacă poți să ne spui ceva despre acest proiect frumos? Uh, da. În ultimii șase ani m-a preocupat îngrijirea cât mai naturală a pielii. Practic, în farmacie am descoperit plăcerea de a prepara rețete adaptate fiecărui pacient în parte. Acum, mai mulți ani, era o practică mai des întâlnită. Acum, tot mai rar, prescriu medicii rețete personalizate, ca să spun așa. Apoi, când a apărut pe lume fiul meu, am început să fiu mult mai atentă la ce pun pe pielea lui, în primul rând, dar și pe a mea, și am hotărât să prepar produse doar din ingrediente naturale. Astfel am creat brandul cuibul naturii. Produsele pe care le prepar sunt o combinație între simplu, util și creativ, în sensul că mie îmi place să mențin simplitatea și caut ca tot ce fac să fie cât mai util și mai eficient. Aceste idei m-au inspirat să creez și câteva produse 2 în 1. De exemplu, prepar un unt de baie care arată ca un mus de ciocolată. Curăță pielea fără să facă spumă prea multă, iar după baie o va lăsa emoliată ca și cum deja ai fi folosit un unt de corp un alt produs care face cât trei produse deodată este batonul exfoliant pentru față. Curăță fața precum un săpun, o exfoliază datorită pudrei de sâmburi de măsline și o lasă fină și emoliată pentru care ulei de orez în compoziție. Eu și Eu aș cred putea că sunt foarte multe, da. mult și bine despre Și ingredientele produse. pe care le folosești sunt atât de diferite și... Deci chiar te atrag mai să le mănânci, ce să mai zici să le pui da, pe Da, da, am avut clienți care nu erau siguri dacă ce am eu acolo? E de poze. mâncare sau ai depus? da, pe piele? sunt niște brioșe sau ce? dar de Cred fapt... că tu știi, și să le spunem și ascultătorilor că un produs de asemenea natură atunci este considerat de excelență când el poate fi și mâncat. Uh, da, <laughs> Atunci, <laughs> asta nu aș recomanda, deși sunt din, pro, din ingrediente naturale produsele pe care le prepar, dar uh, totuși sunt pentru îngrijirea pielii. Doar că mie mi se pare foarte important ca un produs să fie și plăcut vederii și atractiv prin culoare, prin miros. Folosesc uh, uleiuri esențiale ca să le parfumezi, iar ca să fie colorate și atractive, folosesc lână, nu în coloranți. Și atunci, da, chiar, chiar arată și chiar sunt și apreciate pentru... O preocupare foarte feminină, așa mi se pare, și uite cum a venit cunoașterea peste tine și te-ai deschis, ai creat un program foarte frumos de șase săptămâni, Numit Regrează-ți Realitatea. Ce urmărește acest program și de ce ar trebui oamenii să-l urmeze, cu ce ar putea să-i ajute, ce valoare ar aduce în viețile lor? Da, am adunat cumva din cunoștințele mele acumulate în ani de studiu, pentru că practic am tot studiat aceste terapii alternative. Și mi-am dat seama că uh, oamenii au nevoie să-și reseteze prioritățile, să-și regăsească starea de bine pentru a-și recrea realitatea. Pentru că suntem cumva pe pilot automat și acționăm din acest pilot automat. Cumva ar trebui să-l punem deoparte și să acționăm dintr-o stare de prezență. Uh, astfel am combinat. Uh, terapia florală ba cu terapia access bars și cu dansul energetic pentru da, a... uite ce le Bunele... spunem ascultătorilor că de curând ai devenit instructor în dans energetic și chiar vreau să te întreb cum leagă uh, această terapie, toată informația pe care tu deja o ai și spre care te-ai deschis. Uh, da, uh, dansul energetic mi se pare o metodă foarte Potrivită de a intra în contact cu corpul tău, de a realiza că ești mai mult decât un corp fizic. Ai și o parte energetică pe care chiar nu ar trebui să o ignori. Ar trebui să o integrezi în viața de zi cu zi și să o folosești în avantajul tău. Și atunci se combină foarte bine partea aceasta de dans energetic cu Access Bars care îți eliberează blocajele sau tot felul de um, frâne pe care practic ți le-ai pus tot felul de convingeri pe care le-ai acumulat din mediul înconjurător nu, care practic nici nu sunt ale tale, dar le-ai um, acumulat ca și când ar fi ale tale și acționezi din, prin prisma lor le-ai încasat uh, da, da. <laughs> din mediul înconjurător da și terapia Bach care echilibrează emoțional și mental organismul. Deci acest program cumva aduce la un loc toată cunoașterea și pune valoare în lume. Da, am observat că multe persoane nu au suficient încredere în sine, nu au nici claritate pe cât și ar dori. Uh, sunt tot felul de uh, convingeri care le limitează în a se exprima, în a urma calea sau dorințele, și atunci uh, acest program l-am conceput pentru a uh, ieși din starea asta de a cumva, și de a trece într-o stare de prezență. Deci, de a... vestea bună este că, și dacă se află în aceste stări, și traversează o perioadă mai încărcată, există rezolvare și apelând la acest program chiar pot să depășească mai ușor. Da, 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 pentru că în momentul în care conectăm corpul fizic cu cel energetic, apare cumva și o coerență între minte și inimă, acționăm cumva unitar, nu mai suntem în acea separare în care mintea spune ceva și inima ar face cu Totul diferit. Atunci, cumva, le combinăm și suntem pe o cale. Nu mai suntem, ca să zic, disparați în, în două direcții. Unul trage într -o st în stânga, unul în dreapta. Ne găsim calea mult mai ușor, ne creăm relații armonioase, amplificăm creativitatea și bucuria și ne aducem aportul la evoluție. Da. Pentru ceea ce am venit aici. Îți mulțumesc din suflet, Patricia, pentru toată valoarea pe care ai adus-o și ai împărtășit-o cu ascultătorii jurnalului autentic și te mai așteptăm cu informații frumoase și valoroase. Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a prezenta un pic din ceea ce fac și da, revin cu plăcere. Dragi ascultători, o găsiți pe Patricia pe rețelele de socializare ca Patricia Hutz. Iar noi vă mulțumim astăzi că ne-ați fost alături și vă încurajăm să vă manifestați autentic.